Opt licențiați în teologie, fi duhovnicești ai Arhiepiscopiei Dunării de Jos, au susținut examenul de capacitate preoțească. Acesta a debutat ieri cu proba psihologică, iar astăzi candidații au fost testați la proba practică prin participare la slujba utreniei și a Sfintei Liturghii, oficiate în Catedrala Arhiepiscopală. Examenul a continuat în sala Episcop Chesarie Păunescu a centrului eparhial prin susținerea probelor scrisă și orală. Un examen în care au fost provocați a lua cunoștință și a -și prezenta informațiile și cunoșterele lor despre Sfânta Biserică în contextul Sfântului Sinod de Creta, cu privire la întâlnirea tinilor ortodoxi de la București din la începutul lunii septembrie și totodată despre creșterea și educarea copiilor din societatea de astăzi, împreună și cu Hristos, în biserică și în familia lor. Comisia de examinare a fost alcătuită din preoți profesorii ai seminarului teologic ortodox din Galați, și preoți din administrația eparhială, sub conducerea înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Examenul de capacitate preoțească pentru mine nu înseamnă doar o simplă verificare a cunoștințelor teologice, ci este mai mult și o introspecție sufletească. În viitor privesc cu multă speranță și nădejde că Dumnezeu, prin binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Casian, mă va rândui să slujesc bisericii și neamului. În urma rezultatului obținut, candidații vor fi repartizați la parohii de pe cuprinsul Eparhiei.